am fost Grigore Moise. Un matematician. Mare matematician. Habar n-am. Chiar nu știu. Știi cine a fost Grigore Moise? Nu sunt în acest liceu. Un matematician. Aștept să te agațe cineva în seara asta? Nu, nu de asta am venit aici, am venit să mă distrez. Am primit câteva complimente, deci se poate spune că da. Așa și așa, credeți că o să puneți mâna pe cineva în seara aceasta? Nu știu, depinde, poate pune ei mâna pe noi. V-a făcut cineva cu ochii până acum? Nu prea ne-am uitat. Ai pus ochii pe cineva? Nu mai pună ciun pe aici, frate. Nu mai pună ciun, a? Da. Și nu s-a uitat nimeni la tine până acum? Păi am stat cu minte în banca mea până acum. Cum sunt băieții din Moise la aici? Foarte buni. Pă bune? Da, sunt destule bunăciuni. Ai consumat până acum etnobotanice? Nu. Nu? Nici nu pui mâna pe aia. Nu. De ce? Pentru că nu-s bune, doar ilegale. Prafuri, ierburi. Exact. Și cum e? Mișto. Ce simți? Multe. Dă-mi un exemplu așa de stare de spirit. Fericire. Tu ești elevă la Moisil? Nu, am venit pentru o boboacă să-l sprijin. Să o sprijin, de ce? Are un picior rupt? Nu, pentru că are emoții, deoarece participă la miz. Nu, sunt Tudor Vladimirescu. Ce căutați aici la balul ăsta? La prietenii noștri, la... aici, pe aici. Tu ai fost mister la tine în liceu? Da, am ieșit acum. Acum? Da, da, da. Și te privește lumea altfel? Oarecum. Cum? Arată privirea cu care... Oarecum, merg pe hol și zic, tu ești mister. A, bravo. Tu chilești de la ore? Da. Și ce faci atunci când chilești? Păi mă duc cu fetele la sup. Îți place să fii fotoliu? Da. Crezi că o să te duc acasă? Da. Cu siguranță. Yeah, cel mai tare bal! Yeah! Ce clasă ești? Ce clasă ești? 9D! Îți place liceul Moisil? Da, foarte mult! Cel mai tare liceu pe care l-am întâlnit! Cine a fost Grigore Moisil? Cine a fost Grigore Moisil? Un matematician! Cu numerele, cu cifrele, cu... Ce-a făcut, ce-a scris? Nu... Ce-a compus, ce-a calculat? Nu mi-amintesc! Ai pus ochii pe vreo fată până acum? Da, foarte multe sunt! Sunt foarte frumoase, nu? Da. Și pe una în special? Da, o fată la filo, dar se pare că e luată. E luată? Da. Și a doua pe în lista ta care ar fi? N-a venit la bal, n-a putut să ajungă. Pe locul 3? E pe aici? Nu. Locul 4? Locul 4 cred că ea este. Ea e, din încoa. Ești pe locul 4, pe lista lui. De ce crezi că ocupi tocmai locul 4? Probabil că l-a mai bătut din când în când și de asta. Ne-a bătut? Un pic. Rău? Nu te spune și așa, nu. Cu ce l-ai bătut? Cu rea? Am tras un șut, da mei! Păi de ce? Ce-a făcut? Păi dacă comentează... Ce-a comentat? Ce ai zis, mă? Nu mai mi-amintesc. Nici eu! Și l-a iertat? Da! Crezi că își dorește mai mult decât un șut în fund? Probabil! Ce ai vrea să-ți facă? Depinde! Nu știu, nu m-am hotărât încă. În cel mai rău caz... Să mă bată iar! O să-l mai bați? Ne mai gândim, vedem! Văd că-i place! Și eu, de aici mai primești! Ok, distracție plăcută și... Mimul, băiat, pe UTV! Succes! Mulțumim, yeah! Mulțumim! Everybody say, 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 everyb
Să nu mai încerc în fața atâtor femei. Aplauze pentru distrăul nostru, Alexandru Roșu. Miss Loboc, 2011. Grigore Moisil. Silvio Ureche. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Cuteți-mi! Extraordinar! Cel mai frumos moment din viața mea până acum! Eu nu am cuvinte, sincer, nu știu, chiar nu mă așteptam, e cea mai frumoasă surpriză! Am văzut că unele dintre concurente și-au băgat unghia în gât și se uitau urât la tine. Ce părere ai despre asta? Sincer, nu am de ce să le condamn. Oricum, mi-au fost dragi toate, le-am urat tuturor succes și oricum toate au fost bune. Nu crezi că o să-ți creeze probleme mai încolo, în școală? Sincer, nu cred, nu văd de ce. Cine a fost Grigore Moisil? Un matematician. Un mare matematician. Cel mai mare. Cel mai mare. Cum e până la urmă? Cât de mare a fost? Superlativ. Cel mai bun. Cel mai bun de toți. Cel mai, nu? Cel mai bun. Distracție plăcută atunci. Mulțumim. Mulțumim. O seară bună.